Despăgubirile cerute erau un quantum de peste 500 de, mii de lei, care ar reprezenta contravaloarea distrugerilor și degradărilor provocate castelului în ultimii 10 ani. Drept vinovați pentru aceste distrugeri erau indicați primăria Jibou, care a avut în administrare jumătate din castel, grădina botanică Jibou, care a administrat cealaltă jumătate, dar și inspectoratul școlar, liceul teoretic Iona Gărbiciano din Jibou și direcția județeană de cultură. Moștenitorii s-au adresat inițial tribunalului Sălaș, care a respins în acțiune în instanță, însă avocatul a formulat recurs și dosarul a fost repus pe rolul instanțe județene. Potrivit expunerii de motive formulate de reclamantă prin avocatul său în perioada scursă de la notificarea de restituire în natură, ce datează din februarie 2002 și până la punerea în posesie, ce a avut loc anul trecut în luna martie, imobilul ar fi suferit degradări semnificative datorită neîntreținerii, distrugerii și chiar vandalizării construcțiilor. Avocatul mai precizează că acțiunea se referă numai la distrugerile și degradările provocate sau neprovocate cu intenție directă suferite de construcții în perioada scursă de la notificare și apreciază că pentru aceste distrugeri trebuie să răspundă deținătorul imobilului, indiferent dacă distrugerea sau degradarea sunt urmarea a unei acțiuni proprii sau unei inacțiuni proprii. Magistrații Sălăjeni au răspuns și cel de al doilea proces, decizia fiind atacată la Curtea de Apel Cluj. Miercuri, instanța clujana a decis să respingă ca nefondat apelul, decizia fiind definitivă și executorie. Castelul din Jiboi este cea mai mare clădire în stil baroc din Transilvania și a fost construit de baronul Beșelen Micloș în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. În 1997, moștenitoarea baronului Veașelenii Micloș, Eva Ianicicău, a primit în baza legii de spăgubiri de 230 de milioane de lei vechi, la acea vreme valarea maximă care se putea acorda în baza legii respective. După apariția legii 10 din 2001, moștenitoarea a solicitat restituirea în natură a întregii proprietăți. Cele două instituții care împărțeau la acea vreme administrarea proprietății primăria orașului Jibo și centrul de cercetări biologice, au decis printr-o hotărâre internă să retrocedeze în natură castelul, dependințele și terenul aferent construcțiilor respective, nu și restul terenului, în suprafață de aproximativ 9 hectare pe care se află grădina botanică. Nemulțumită de soluția propusă, Eva Ianicicău a deschis în 2007 o acțiune la Tribunalul Sălaș prin care solicită restituirea natura întregii proprietăți. Acțiune respinsă în instanța sălăjană. A urmat apelul la Curtea de Apel Cluj, care în 5 februarie 2010 a dispus despăgubiri de la stat în titlul de valoare. Eva Ianicicău a fost nemulțumită și decizia instanței clujene și a atacat-o la înalta curte de casație și justiție. Printr-o decizie din 15 decembrie 2010, în alta curte de casație și justiție, a respins ca nefondat recursul ceea ce înseamnă că hotărârea Curții de Apel Cluj a rămas irrevocabilă. În baza acestei decizii, în luna martie acestui an, s-a făcut punerea în posesia castelului a casei romane, a atelierelor și a sălii de sport, a terenului ocupat de aceste construcții și a curții interioare, urmând ca pentru terenul revendicat în suprafață de aproape 10 hectare să fie acordate despăgubirii.